Scăderea semnificativă a poluării atmosferice în urma măsurilor de izolare a domiciliului pentru combaterea transmiterii COVID-19 ar trebui să permită salvarea 11.000 de vieți în Europa, potrivit unui studiu publicat joi. Măsurile de luptă contra epidemiei au dus la o încetinire masivă a economiei europene, reducând producția de energie prin arderea cărbunelui cu 40% și consumul de combustibil cu aproape o treime. Rezultatul a fost o scădere a poluării atmosferice. Concentrațiile de dioxid de azot și a celor de particule fine s-au redus cu 37, respectiv 10%, potrivit Centrului de Cercetare pentru Energie și Aer Curat, scrie Ager Press. Analiza ia în considerare condițiile meteorologice, emisiile și datele disponibile referitoare la impactul acestei poluări atmosferice asupra sănătății. Țările care ar trebui să contabilizeze cel mai mare număr de vieți salvate sunt Germania cu o estimare de 2083 de decese evitate, Regatul Unit cu 1752, Italia cu 1490, Franța cu 1230 și Spania cu 1081. Această ameliorare a calității aerului ar putea de asemenea să ducă la evitarea altor probleme medicale, în special 6.000 de noi cazuri de astm la copii și 1.900 de prezentări la camera de gardă pentru crize de astm. Poluarea atmosferică globală reduce în medie cu 3 ani speranța de viață, provocând 8,8 milioane de decese premature în fiecare an, potrivit unui studiu publicat luna trecută.